Instituția avocatului poporului. O grămadă de mașini în curte, inclusiv Tesla, foarte scumpe, și niciun loc pentru biciclete. Ah, da, doar acolo una singură. Și legată tot la întâmplare. Accesul pentru persoanele cu dizabilități se face pe aici, pe departe, și e rampa foarte înclinată. Nu știu dacă poate omul să urce pe aici neajutat, neîmpins. Trebuia să fie făcut pe lungime, nu pe lățime. Și nu știu de ce ei ne filmează, dar nouă ne-a interzis filmatul și fotografiatul. Puteți să-mi spuneți, vă rog, de ce e interzis filmatul, fotografiatul? Acestea sunt regulile interioare ale instituției. Dar aici, în exterior, putem filma. Ce vă ajută să filmați în exterior? Am vrut să filmez rampa de acces foarte înclinată și că nu aveți nicio parcare pentru biciclete, numai pentru mașini. Deci înseamnă că avocatul poporului pentru cei cu bani mulți, nu? Se poate parca acolo, da. Păi de ce o leagă? Că văd că n-are de ce să o lege. Pentru că este sub... supraveghere. Supraveghere, da. Vă rog frumos, dacă nu aveți de depus o petiție sau altceva legat, vă rog... Am sesizat niște nedreptăți. Sper că le vede avocata poporului. Mult sigur le vede, dar nu prea-i pasă.